Alcoolul este cel mai mare inamic al creierului, chiar și în cantități mici, e concluzia unui studiu făcut de cercetătorii de la Universitatea Oxford. Tomografiile craniene ale celor 25.000 de participanți arată clar că alcoolul afectează materia cenușie, regiunea din creier unde sunt procesate informațiile, iar cu cât e mai mare consumul, cu atât este mai mic volumul substanței cenușii. Nu contează că e vorba despre bere, vin sau tărie, efectul este același potrivit studiului care încă nu a fost revizuit și de alți cercetători. Sincer, eu Sincer, nu cred. mă scoate din minte știrea asta. Atâtea studii, ba că e bun un pahar de vin roșu pentru creier, pentru tensiune, pentru inima, acum nu mai e bun nimic, nici măcar un pahar de vin, și nu nu, nu înțeleg cum, adică, între un pahar de vin și o sticlă de vot că e cam același lucru, adică face la fel de mult rău corpului, că înțeleg că nu, uh, nu știu dacă e mai puțin uh, sigur dacă bei un vin sau dacă bei doar un pahar de vin. Păi uh, ei de fapt nu fac uh, diferența între tipurile de alcool Că vei be bere, că be vei că sau vin uh, Efectele sunt aceleași E una vreau să cred în acea, acel stil de viață mediteranean în care un pahar de vin nu strică nimănui, însă gândindu-ne la faptul că acest studiu a fost făcut în Marea Britanie, probabil există vreun interes la mijloc să-i mai potolească puțin pe britanici pentru că acolo consumul de alcool știm este la cote cât se poate de ridicate. Păi după, după pandemia au avut crize de băuturi în puburi, nu au redeschis și nu mai aveau ce să mai servească oamenilor pentru că au băut orice. Să nu mai și facă din public, să-l pună acolo la intrarea în paburile lor și să nu, să nu mai facă public să sperie lumea. Îmi aduc aminte că datele din 2020 arătau undeva la peste 7.000, dacă nu greșesc, de decese în plus din cauza alcoolismului în Marea Britanie, vorbind de un an în care lumea a stat în casă. Deci s-a băut enorm și acasă și probabil pe fondul acestor informații îngrijorătoare vine și acest acest studiu care, iată, pe cei care bem așa măcar ocazional cât un pahar de vin, ne sperie, nu? Pe tu îți dai seama că dacă ajunge acest studiu la nea personajul principal al meu de la Alef, care bea jumătate de litru de țuică pe zi ca să nu se îmbolnăvească de COVID uite că la e rețeta a funcționat, nu s-a îmbolnăvit, păi omul face infart. Nu, acum lăsând gruma la o parte, eu cred că trebuie să existe un echilibru în toate, nu să bei o sticlă, dar un pahar la masă, să te bine dispună. Pe mine mă, mă deconectează, îmi două o stare de bine. Um, na, Te stresezi și la muncă, te stresezi și în trafic, te stresezi peste tot și asta afectează creierul. Măcar când ajungi tu frumos seara acasă, spui ceva bun de mâncare, bei un vin și parcă viața arată altfel. Echilibru în tot și în toate!